Sursă foto: https://facebook/ubcluj/. Campioana României a revenit spectaculos în ultimul sfert și a învins-o pe MH Perizen la Duisburg din Germania, cu 76-73, în primul meci din seria de 3 programată în sferturile Basketball Champions League. Richard și Bircevic au fost cei mai buni marcatori ai echipei clujene. De la oaspetii s-au remarcat suedezul Rade Baugehash și americanul Simon. Obete Cluj-Napoca n-a avut nici măcar un jucător roman în primul 5 trimis în teren și doar cutia prins câteva minute. În ultimul sfert al meciului gazdele au revenit de la un deficit de 7 puncte, impunându-se de o manieră spectaculoasă. Meciul al doilea este programat în Germania, pe 13 aprilie, pentru ca apoi, în caz de egalitate, să se revină la Cluj pentru partida decisivă. Echipa care castigă această serie merge în Final Four-ul programat la Bilbao.